Mă bucur că astăzi, chiar vineri, avem o mare bucurie să vă primim alături de istoricii noștri, care nu sunt decât niște istorici cu vocație, cu pasiune, cu de mare formație. Florian Vanu, Iuliu Crăcanu. Sunt convinsă că toți din sală știți că există un oraș nebănuit cu o istorie fascinantă și veți vedea ce legătură are cu această Constituție, Fălticeniu. Este un oraș, aș spune, un municipiu din județul Suceava, în care am întâlnit peste 60 de personalități extraordinare. Este un oraș care are atâtea case memoriale pe măsura acelor personalități, de la Irimescu, Ion Creangă, Sadoveanu, lista e foarte lungă, dar acolo există un muzeu inedit. Galeria Oamenilor de Seamă este casa a lui Vasile și Horia Lovinescu. Veți vedea ce spun acești minunați istorici. Mulțumim pentru invitație Casei de Cultură Schiller, o gazdă deosebită ca de fiecare dată. Ne bucurăm că suntem împreună, iată, chiar și în acest început de weekend. Sunt atât de multe tentații și vă suntem recunoscători că v-ați sacrificat din timpul noastră liber pentru a ne revedea. Într-adevăr, subiectul este unul pe deopotrivă amplu și interesant. Nu vom reuși să-l acoperim integral, evident, dar vom încerca să vă oferim câteva perspective care să vă ofere la rândul dumneavoastră momente de reflecție, de aprofundare a unor aspecte, a unor idei, acum la 100 de ani de la adoptarea acestei Constituții, care la vremea respectivă a fost însoțită de pasiuni extrem de intense. Eu mi-am intitulat comunicarea Constituția României din 1923 între interes național și ambiții politice pentru a sublinia faptul că și atunci ca și acum a existat un interes național, au existat și ambiții politice. Nu trebuie să cădem în capcana aceasta a nostalgiei unei epoci de aur, fie ea plecând de la Antichitatea Grecească, care și ea vorbea de vârsta de aur a omenirii. Întotdeauna oamenii au avut tendința aceasta de a idealiza trecutul, de a-i vedea doar părțile pozitive, o tendință firească până la urmă, care ține de trecerea timpului, de îmbătrânirea fiecăruia dintre noi, dar lucrurile au fost mult mai nuanțate, mult mai complexe decât ne imaginăm la prima vedere și de aceea, în măsura în care putem, încercăm să facem un efort pentru a le readuce la iveală cât mai mult posibil apropiate de modul în care ele s-au petrecut la vremea respectivă. Pentru Constituția din 1923, cred că este important să subliniem că, așa cum știm, nimic nu se naște de nimic, cum spuneau strămoșii noștri latini, deci formele constituționale au mai multă vechime și mi-am propus să plecăm de la o definiție, de la o etimologie a termenului și așa cum în general se cunoaște, termenul de Constituție este din limba latină, din Constitutio, având înțelesul de stare, natură, de o rânduire. A fost asimilat treptat în limba română. Înțelesul Constituției în sine a fost diferit. Primul care oferă o definiție care s-a păstrat a fost Aristotel, nu? Care înțelegea prin Constituție organizarea puterilor într-o cetate, și anume modul lor de repartiție, natura puterii suverane și mai ales scopul propriu al fiecărei comunități, ceea ce, de exemplu, în ziua de azi se înțelege mai puțin. Foarte puțină lume înțelege că, de exemplu, scopul guvernării este binele comun. Nu guvernăm pentru binele a trei oameni sau a 300 de oameni. Nu, pentru binele comunității. Pentru asta există guvernare, pentru asta există Constituție. În Evul Mediu, Constituția a căpătat un înțeles diversificat, dar, în genere, se înțelegea prin Constituție un act politic, juridic, o importanță deosebită, cu o arie de reglementare redusă foarte precisă. Lucrurile se schimbă în jumătatea secolului al XVIII-lea, când funcționarea puterilor în stat începe să fie desemnată prin termenul de Constituție.
În cazul României, venite ceva mai târziu în acest ansamblu de dezbateri ideologice, de reflexii filozofice, lucrurile sunt consemnate și se precipită, ca să spunem așa, după 1821. Tudor Vladimirescu, prin sacrificiu de sine, acel celebru, am îmbrăcat cămașa morții, practic a permis încheierea, a grăbit încheierea regimului fanariot și pășirea țărilor române într-o epocă a modernității, pentru că devenea evident că cele două principate dunărene nu vor putea fi tratate la infinit ca niște zone periferice ale Imperiului Otoman, unde lucrurile țin doar de domeniul arbitrarului. Primele proiecte ale unei proto-constituții, așa cum am numit-o aici, datează în 1822, când reprezentanții micii boierimi din Moldova, așa numiții cărvunari, referire la societățile secrete din Italia, carbonarii, celebrii revoluționari italieni, mult blamați de altfel de către marii boieri care își doreau o menținere a statu quo-ului, o păstrare a vechilor reguli. Deci acești mici boieri din Moldova îi prezintă domnul Ioan Sandu Sturza un memoriu care, potrivit lui Ade Xenopol, marele nostru istoric de secolul XIX, reprezenta cea din tâi întrupare a unei gândiri constituționale în țările române. Deci acest proiect de Constituție din 1822, care a rămas, din păcate, doar la nivel de proiect, arăta că, la nivelul unei anumite elite intelectuale, deja aceste concepte se cristalizaseră, oamenii începuseră să gândească în forme mentale noi și își doreau respectul proprietății, libertatea individuală, libertatea muncii și a comerțului, egalitatea înaintea legilor, mai cu seamă, acest un principiu absolut necunoscut vechii societăți, care era bazată, așa cum știm cu toții, vechea ierarhie medievală, bazată pe privilegii, pe privilegii care nășteau din simplu fapt că te nășteai într-o familie nobiliară sau simplu șerb, simplu iobag pe o moșie, și era aproape imposibil să schimbi statutul social de-a lungul vieții. Deci, din 1822, începem să vorbim de o gândire constituțională, de idei constituționale. Prima formulă oficială se poate plasa la 1831-1832, prin adoptarea regulamentului organic, considerat un punct de răscruce, o treaptă ascendentă. Iar criticul literar Eugen Lovinescu, celebra sa lucrare destinată istoriei modernității românești, consideră că după 5 veacuri de existență națională, acest regulament organic realizează prima Constituție românească, pentru că introducea, atât cât era cu putință la vremea respectivă, legalitatea, constituționalismul și regimul reprezentativ. Deci se punea capăt absolutismului de tip medieval. Regulamentul organic, așa cum știm cu toții, a fost adoptat sub presiunea și sub impulsul Marelui Imperiu Rus de la răsărit, care își dorea o modernizare a acestor principate dunărene, având și perspectiva de a le integra după ce la 1812 făcuse deja un prim pas prin alipirea Basarabiei, avea în vedere înaintarea către Balcani, eliberarea de sub dominația păgână, de sub dominația otomană a acestor principate, și își dorea ca ele să fie organizate într-un spirit cât mai modern, un spirit adoptat vremii. Istoricul și specialistul în drept, Valeriu Șotropa, considera și el că acest regulament era chiar ceva mai mult decât Constituție, pentru că, în realitate, conținea mai largi preocupări și reglementa mai multe aspecte ale organizării de stat decât ceea ce face, în general, o Constituție. Deci, rămâne ca piatră de hotar acest regulament organic adoptat în 1831-1832. Urmează următorul pas înainte. Aici ar trebui să ținem cont de faptul că regulamentul organic în timp a fost considerat o frână în calea modernizării, în calea dezvoltării principatelor, și a fost ars în mod ritualic, să spunem așa, în timpul Revoluției de la 1848, când exemplare ale regulamentului organic au fost incendiate în piețele publice, arătând populației că acest regulament organic este vetust, este depășit, este o formă de reprezentare a privilegiilor. În 1858 se adoptă așa numita Convenție de la Paris. Practic aici sunt prevăzute o serie de instituții comune. Pentru prima oară se vorbește de Principatele Unite ale Moldovei și Munteniei,
Iar, practic, această reglementare adoptată de marile puteri ale vremii servește celor două principate unite la 24 ianuarie 1859 drept Constituție, asigurând primii pași spre modernizarea efectivă. Alexandru Ioan Cuza face un pas în față la 2 mai 1864 prin așa numită lovitură de stat, pentru că adversarii săi politici l-au acuzat că sub acest titlu interesant, statutul dezvoltător al Convențiunii de la Paris, de fapt, Alexandru Ioan Cuza elabora o nouă lege care îi dădea prerogative mult lărgite, dar acest statut al lui Cuza a fost abordat de către posteritate mult mai nuanțat decât au făcut-o contemporanii și același Lovinescu, despre care vorbeam puțin mai devreme, considera că statutul lui Cuza a făcut, de altfel cu putință, și Constituția Liberală de la 1866, în care, după cum se exprima raportorul său, se găsesc toate libertățile publice de care se bucură popoarele cele mai liberale din Europa civilizată. Să amintim, pe scurt, faptul că lovitura de stat de la 2 mai 1864 a avut ca principal țel impunerea reformei rurale în proprietăria țăranilor, ceea ce la vremea respectivă era considerată a fi o măsură extrem de îndrăzneață și extrem de nepopulară în rândul clasei dominante a vremii, în rândul marilor moșieri, dar chiar și în rândul liberalilor erau suficient de mulți cei care se împotriveau în proprietării țăranilor. În sfârșit, după alungarea lui Cuza, după lovitura de stat de la 11 februarie, avem de-a face cu ceea ce nu mai poate fi contestat, o Constituție în sensul cel mai modern al cuvântului, cea adoptată la 1 iulie 1866, o Constituție foarte înaintată, foarte modernă. Acuzația principală a fost că, practic, ea reproducea Constituția belgiană. Constituția belgiană, care la vremea respectivă era considerată una dintre cele mai liberale, cele mai democratice Constituții ale Europei, a fost luată ca model și transplantată, practic, în Principatele Unite, desigur, nu fără proteste, nu fără reproșuri. Știm că printre cei mai mari adversari ai așa numitei forme fără fond s-au numărat figuri reprezentative, precum un Titu Maiorescu, Mihai Eminescu, întreaga publicistică a lui Eminescu își face un cal de bătaie, ca să spunem așa, din a arăta faptul că nu poți importa forme legislative, forme constituționale create în Occident pentru societăți occidentale și să le transplantezi peste noapte în societatea românească cu totul și cu totul alte tradiții, cu totul și cu totul alte realități economice, politice, sociale. Noua Constituție, așa cum am arătat aici, 8 titluri și 133 de articole, după cum vedeți, în bună măsură ele se vor regăsi și în Constituțiile ulterioare, așa cum am spus, era o Constituție modernă, dar rămâne acest reproș al inadecvării sale, ceea ce se regăsește în vremea respectivă, să ne aducem aminte de la replica celebră a lui Pristanda, când Constituția este încălcată, da, umflați-l totuși, nu contează că se încalcă Constituția, că e violare de domiciliu, știm cu toții, sau a rămas până în ziua de azi replica aceea că ea aplica Constituția, adică i-a tras o mamă de bătaie, ca să traducem în românește. Deci, Mihai Eminescu vorbea despre România reală și România legală, două românii între care uneori exista o prăpastie foarte greu de acoperit, iar lucrurile, dacă mergem și cercetăm presa vremii, memorialistica vremii și trecem dincolo de retorica oficială laudativă, vom vedea că lucrurile prezentau foarte, foarte multe probleme, așa cum v-am oferit aici coperta unei lucrări publicate în 1897 de George Lahovari, Istoria unei ficțiuni, așa numită guvernarea partidelor. Deci, între realitățile sociale și cele constituționale, diferențele erau foarte mari. Au avut loc două revizuiri în 1879 și 1884. Ele s-au referit, au fost impuse practic în 1878 la Berlin, la Congresul de Pace, când România trebuia să obțină recunoașterea independenței de către marile puteri și s-a pus problema drepturilor minorităților și în special a minorității evreiești, așa, acordarea cetățeniei române, acordarea drepturilor politice ale acestor minorități. Ulterior, în 1884 s-a pus problema
unei reforme de natură electorală. La vremea respectivă, așa cum știm, alegerile se făceau pe colegii 1, 2 și 3, în funcție de avere, în funcție de educație. Deci, în afară de aceste revizuiri minore din 1879 și 1884, după 1884, practic, timp de 30 de ani, Constituția rămâne neschimbată, ceea ce, pe de o parte, este bine, pentru că dă un semnal de stabilitate, pe de altă parte, este negativ, pentru că în 30 de ani, mai ales 30 de ani de sfârșit de secolul XIX, au avut loc foarte, foarte multe modificări, foarte multe schimbări. Era o vreme dinamică, o societate dinamică, lucrurile se schimbau foarte rapid și observăm că cel mai puternic semnal că lucrurile nu mai pot continua așa a fost transmis în 1907, când Răscoarele Țărănești izbucnite în comuna Flămânzi, județul Botoșani, au arătat clasei politice că realitățile țării sunt cu totul altă și că e timpul ca între realitățile acestea sociale și cadrul constituțional să existe o încercare de punere la același nivel, de punere de acord. De aceea Ionel, sau Ion I.C. Brătianu, urmașul marelui Ion Brătianu, lansează în toamna 1913 ideea că această lege de bază, Constituția, trebuie reformată și își argumentează ideea prin necesitatea unor noi reforme agrare, o intervenție a statului cu drept de expropiere, în așa fel încât marile moșii să capete o funcție socială și țăranii să poată fi împroprietăriți, și de asemenea se vorbea de un colegiu unic, deci practic de dreptul de vot universal, în cel mai bun sens al cuvântului. Și, desigur, o succesiune de alte reforme la nivel educațional, la nivel social, care să permită o armonizare a societății românești. Lucrurile au evoluat, au intrat, păreau să intre într-o linie dreaptă, pentru că în ianuarie 1914 Ionel Brătianu este nominalizat ca premier și însărcinat cu formarea guvernului. În scurt timp, aceștia, bineînțeles, conform tradiției încetățenite, câștigă alegerile, formează guvernul, mă refer la Partidul Național Liberal, și în 27 februarie 1914, deja Constantin Stere, un proaspăt aderent la Partidul Național Liberal, venea din acea grupare a generoșilor, care aveau orientări mult mai de stânga decât liberalii clasici, supunea atenție în ședința adunării deputaților o declarație referitoare la revizuirea unor articole din Constituție și pentru ca această revizuire să se producă trebuia să se constituie o adunare constituantă. Au avut loc alegeri desfășurate în maniera epocii, pe care o regăsim surprinsă în scrierile unor contemporani la modul cel mai frumos. Aici v-am oferit, probabil că ați citit, coperta revistei Furnica, în care regele Carol I se consultă cu premierul Ionel Brătianu și în care îl întreabă: domeniile coroanei n-or să fie expropiate? Nu, măria ta, și nici chiar viile mele de la Florica, celebra moșie a liberalilor. Atunci poți să tai carpul marii proprietăți. Premierul și șeful Partidului Conservator era Pepe Carp la vremea respectivă, înfățișat aici cu narghileaua de rigoare ca simbol al vechii aristocrației degradate. Cert este că în aprilie 1914 se aprobă propunerea de revizuire, este declanșată a doua etapă, adică alegerea unor adunări constituante. În sfârșit, în iunie 1914 se deschid lucrările adunării constituante, fiind alcătuită chiar o comisie care să prezinte revizuirea. Revizuirea nu era foarte simplă, vă dați seama, erau interese uriașe, se punea problema expropierii unor moșii. Presa vremii a subliniat divergențele care existau. În dreapta aveți o imagine tot din revista Furnica, în care Vintilă Brătianu spune: combătând reformele noastre, domnilor, ciocoii dovedesc că, întocmai ca părinților de la divanul ad hoc, au rămas tot cu giubele. Iar Conu Petrache răspunde: da, așa e, noi cu giubelele și voi cu ciupelile. Era veșnică acuză între conservatori și liberali care dintre ei fură mai mult pe spinarea poporului român. În stânga avem din nou modul în care reformele liberale au triumfat în alegeri. Știm cu toții cum se făceau alegerile. Iar în centru aveți un articol din presa vremii, Țară uriașă robită de pitici, care, cu permisiunea dumneavoastră, cred că acest titlu se poate
foarte ușor translași în zilele noastre. Iar dacă vă uitați și în cuprinsul articolului, vom vedea cam cum se făceau alegerile atunci. Câteva dramuri de sânge vor fi curs, dar el nu prețuiește nici cât un strop de salivă al unui om de treabă, căci aparține agenților electorali de meserie, care caută cearta cu lumânarea pentru a se recomanda cazeloși stăpânilor lor. Și acești mici bandiți sunt chiar bucuroși când pot să-i schimbe după alegeri la clubul respectiv un ochi umflat și vânăt, câteva cucuie la ceafă și ceva zgârieturi roșii pe obraz, știind că patronii politicieni le vor bandaja glorioasele răni cu cataplasme albăstrui de ale Băncii Naționale și cu alte abundente doctorii de la șprițerie. Pardon, vreau să zic șpițerie. Deci alegerile aveau farmecul lor la vremea respectivă. Dezbaterile au fost foarte intense, în ele s-au implicat inclusiv oameni de calitate intelectuală. Aici v-am dat un extras din monitorul oficial de la vremea respectivă, stenograma ședinței din 20 aprilie 1914, subliniez faptul că ședința avea loc duminica. Acum știm cu toții că de joi seara intrăm cu toții în vacanță, mă refer la parlamentari, nu la trudnicii de rând. Deci iată că la vremea respectivă munceau chiar și duminica, iar Nicolae Titulescu, în fragmentele respective, am ales două fragmente, intervenția era foarte amplă. Titulescu era de părere că, de fapt, Constituția 1866 nu numai că nu era adecvată realităților din România anului 1866, de fapt, reprezenta realități europene de la 1789, că de fapt această Constituție, așa cum se spune aici în partea de jos, traduce spiritul Revoluției franceze din 1789. Deci era, Titulescu era de acord cu Maiorescu, cu Eminescu, cu toți cei care spuneau că era o chestiune importată, o chestiune care nu izvora din tradiția istorică și din realitățile românești. Iar în dreapta aveți câteva gânduri ale Titulescu referitoare la reforma electorală, la acordarea dreptului de vot universal, ce însemna acest lucru într-o țară ca România, cu populația, cu educația, cu pregătirea pe care o aveau cei mai mulți români la vremea respectivă. Așa cum se întreabă el, ar fi cu putință acest lucru? Cum? Trăim în cine știe ce pustiu? Nu e o viață care roiește în jurul nostru, un veșnic schimb între noi și acei care o trăim? Deci, pledoaria sa era pentru racordarea noilor forme constituționale la realitățile efective ale României. Opoziția, bineînțeles că avea argumentele în principal în domeniul economic, iată acest mare proprietar care era foarte îngrijorat că liberalii vor să-mi exproprieze 5.000 din cele 80.000 de pogoane pe care le avea, o biată moșoară de 80.000 de pogoane. Cei mai în vârstă dumneavoastră știu ce însemna un pogon la vremea respectivă, iar moșierul, conservator desigur, era îngrijorat că va rămâne el și cei trei copilași ai săi vor rămâne pe drumuri, pentru că din 80.000 de pogoane ar fi fost obligat să cedeze 5.000 pentru țărani. Lucrurile au intrat într-un impas pentru că la 14 iulie 1914, așa cum știm cu toții, izbucnește războiul mondial, iar întreaga lume și implicit România nu mai are ca prioritate pe ordinea de zi reforma constituțională, ci dacă intrăm și de partea cui intrăm în război. Intrarea în război, așa cum știm, după 2 ani de neutralitate s-a făcut într-un mod nefericit, 2 ani de zile au fost risipiți, practic, România în loc să se pregătească temeinic pentru intrarea într-un război, așa cum nu mai văzuse umanitatea până la vremea respectivă, cu mijloace și metode și cu armament cu totul și cu totul nou ieșit din comun, România își pierduse timpul negociind în fel și chip cum intrăm, de partea cui intrăm, ce condiții punem și așa mai departe. De dotarea armatei și de pregătirea societății pentru război nu s-a ocupat aproape nimeni. Au urmat retragerea din Moldova cu toate dificultățile, cu toate tragediile care au însoțit-o, cu pierderile de vieți omenești, înfrângerile suferite pe front. După ce cu chiu cu vai se stabilește linia frontului, vine marea surpriză de la marele aliat din răsărit. Ne amintim că totuși stabilizarea frontului s-a făcut cu ajutorul armatei țariste, care a trimis aici 1 milion de soldați cu
ajutorul acestora am reușit să oprim înaintarea trupelor germane și să fixăm o linie a frontului și să ne păstrăm o bucățică din țară liberă, dar la Petrograd, fostul Sankt Petersburg, izbucnește Revoluția Rusă, iar lucrurile se schimbă foarte, foarte rapid, pentru că trupele rusești de prezente în Moldova în mare parte aderă la sloganurile Revoluției Ruse, nu? Celebrul Pământ și Pace, ce își putea dori o armată care luptase deja 3 ani de zile, din 1914 până în 1917, ce își puteau dori țăranii ruși decât Pământ și Pace. Și atunci apărea o mare problemă, pentru că, așa cum consemna și Nicolae Iorga, chiar și regele Ferdinand, refugiat la Iași, s-a trezit peste noapte cu perspectiva deloc plăcută de a fi arestat de către trupele ruse bolșevizate și eventual trimis undeva în imensitatea Rusiei ca tovarăș de captivitate al împăratului Nicolae al II-lea, țarul Rusiei, care știm cu toții că după abdicare a fost arestat. Atunci, în acest context, se punea problema cum monarhia română va reuși să își fidelizeze cumva armata și societatea românească. Și aici apare ideea, Iorga și o atribuie, de a se face o proclamație oficială către ostașii români. Așa cum știm, armata era alcătuită preponderent din țărani, celelalte categorii erau mai puțin reprezentate. Și atunci, proclamația de la 23 martie 1917, în fața soldaților din armata a doua, la Răcăciun, Bacău, regele Ferdinand le spune foarte solemn soldaților că și-au câștigat dreptul de a stăpâni într-o măsură mai largă pământul pentru care v-ați luptat, vi se va da pământ și în același timp vi se va da și o largă participare la treburile statului, adică acel mult râfnit drept de vot universal pe care azi îl avem și de care ne batem joc când vine momentul de a merge la urne, preferăm să mergem la un grătar și să nu ne mai ducem la vot, că nu are niciun rost. Promisiunea trebuia cumva concretizată și atunci, în iunie 1917, Parlamentul este convocat în condiții extreme, parlamentarii erau refugiați pe la Odessa și prin alte părți, fugiseră pentru a salva pielea și avutul, în Moldova rămăseseră foarte puțin, dar au fost adunați cu chiu cu vai și au votat modificarea Constituției, introducându-se o serie de modificări esențiale, și anume această problemă a exproprierii terenurilor cultivabile pentru cauze de utilitate națională, deci deja proprietatea căpăta o funcție socială, trebuia ca aceste terenuri să satisfacă nevoia de pământ a țărănimii, prevăzându-se că exproprierea se va face în favoarea, cu precădere în favoarea țăranilor mobilizați sau a familiilor lor, dacă ei au murit din cauza și în timpul războiului, se prevedeau și categoriile de terenuri expropiabile în limita a 2 milioane de hectare. S-au publicat ulterior și noile formule ale Constituției. Firește că avansul Revoluției Bolșevice în Imperiul Țarist avea efecte directe și asupra situației din ceea ce mai rămăsese din România. Unitățile militare rusești bolșevizate erau tot mai violente, au avut loc incidente și în Basarabia, a avut loc, așa cum știm, intrarea armatei române în Basarabia pentru a restabili ordinea în fața atacurilor pe care atât naționaliștii ucrainieni cât și trupele bolșevizate, în special cu cele cu cartierul general de comandă de la Odessa, le desfășurau. Iar promisiunea regelui Ferdinand de a da țăranilor pământ este reiterată la 1 ianuarie 1918 în cuvântarea către țară, întocmită de asemenea de Nicolae Iorga, așa cum acesta consemna. Desigur că nu toată clasa politică românească înțelegea aceste imperative, foarte mulți continuau să se împotrivească modificării Constituției și împroprietăririi țăranilor. Aici am ales două fragmente, unul din memoriile lui Teodorian Carada și al doilea din memoriile lui Ighe Duca. Carada spune foarte clar că împroprietărirea sufragiului universal acordat cu nesocotirea Constituției și a legilor în vigoare fusese un exemplu rău, deci în opinia lui
ceea ce se votase în vara anului 1700, un exemplu rău, acest lucru nu trebuia făcut. În același timp recunoaște că nimeni nu se gândea la primejdea care amenința țara când pe strade se plimbau la pas nesupărați bărbați și femei cântând imnul revoluționare și desfășurând steagul roșu. La 11 decembrie s-a strigat regelui, trăiască Republica, și peste 48 de ore oștirea a trebuit să tragă în manifestanți. Și aici se referă la reprimarea violentă a manifestației muncitorilor, în special a muncitorilor tipografi, din 13 decembrie 1918, când armata a deschis focul și când au murit peste 100 de oameni pe străzile Bucureștiului. La 13 decembrie, când regele Ferdinand și regina erau deja în drum către capitală pentru a sărbători, nu-i așa, realizarea României Mari. Dar România era în pragul Revoluției pentru că suferințele impuse de război și nedreptățile sociale erau extrem de mari, lucru pe care mulți lideri politici refuzau să-l înțeleagă. Iar avem aici cel al doilea exemplu, Ighe Duca, spune că, în opinia lui, reformele acestea nu erau necesare atât pentru cei din vechiul răgat, cât pentru frații din Ardeal și Bucovina, pentru ca să știe că intră într-o Românie democratică, potrivit idealului care este pe noi, nu într-o Românie reacționară. Și spune că hotărârea lui Marghiloman de a considera nule și neavenite modificările introduse în Constituție la Iași în vara anului 1917 erau nechipzuite, zice el. Deci clasa politică până în ultimul moment refuza să înțeleagă realitatea țării peste care guvernau. În primii ani după Marele Război, știm cu toții că soarta ne-a surâs, am încheiat războiul în tabăra câștigătoare, am participat la conferința de pace, am încercat să obținem tot ce se putea obține la vremea respectivă, dar anii de după război au fost foarte dificili, marcați de instabilitate, marcați de confruntări politice, militare și economice, succesiuni de guvernări. Nu întâmplător am avut trei guverne conduse de generali, generalul Coandă, Artur Voitoianu și Alexandru Averescu, și după acești ani de frământări, în sfârșit, în ianuarie 1922, PNL-ul, care socotise că în cei patru ani de la încheierea războiului lumea a cam uitat cine este responsabil pentru neglijența din cei doi ani de neutralitate, a revenit la putere, Ionel Brătianu îl convinge pe Ferdinand să-i încredințeze mandatul de premier. Opoziția vremii nici nu era prea înțeleaptă și aici v-am oferit moțiunea Partidului Țărănesc. Partidul Țărănesc acuza guvernul de la vremea respectivă, adică Tache Ionescu, citez, de continuarea acelui sistem de guvernare, în afară de lege și împotriva voinței libere conținute a poporului. Iar la cealaltă guvernare, adică guvernarea Averescu, se referă ca la un Parlament ieșit din alegeri făcute prin teroare, întemeiată pe sugrumarea libertăților publice, stare de asediu, tribunale marțiale, cenzură, regim militar și menținută prin corupția organelor de stat și cu o interesare la jefuirea avutului public. Această moțiune a trecut, regele a încredințat formarea noului guvern lui Ionel Brătianu. Desigur, brătienii, familia brătienilor venea, să spunem așa, neacademic, pe cai mari, venea ca o forță regenerativă a țării și susținea că România trebuie să fie clădită aproape de la zero, pentru că înfăptuirea României Mari a produs prefacerea Dânci. La un stat nou trebuie o temelie nouă, spunea Vintilă Brătianu, referindu-se strict la principiile constituționale, constata că prin alipirea provinciilor Transilvania, Bucovina, Banatul, apăreau moșteniri constituționale și legislative diferite și ele trebuiau cumva unificate și amintește la un moment dat că la fiecare chestie de organizare mai de căpetenie apar unele concepții și cuvinte care ne îngrijesc. Trăiți 60 de ani sub regimul Constituției Naționale și Liberale Belgiene, suntem nedumeriți când auzim vorbindu-se de privilegiile acordate de regii apostolici, de Bela și de Gheza al Ungariei sau de împărații Austriei. Era cert că trebuia o nouă Constituție care să unifice și din acest punct de vedere teritoriile locuite de români. În jurul acestei idei s-a produs o dezbatere de idei foarte amplă. Cele mai semnificative dezbateri au fost la Institutul Social Român, care a și publicat un volum conținând 23 de prelegeri susținute de nume mari ale vremii, Nicolae Iorga, Vintilă Brătianu, Mircea Giuvara, Virgil Magiaru, Mihail Manoilescu, aveți aici trecut, Grigore Iunian, Romul Boilă și așa mai departe.
Dimitrie Gusti. Deci dezbaterea a existat, s-au exprimat diverse opinii, s-a subliniat faptul că o Constituție nu poate fi împrumutată și nici nu poate fi opera unui legislator inspirat, adică nu poți să ai așa o iluminare divină și dai o Constituție, ci această Constituție trebuie să reprezinte psihologia socială, starea economică și dezideratele societății respective, aspirațiile etice ale națiunii. Iar Constantin Stere, care intuia cumva ce se întâmplă după ce PNL-ul preluase guvernarea, sublinia faptul că cea mai detestabilă Constituție ar fi aceea impusă prin abuzul de putere al vreunui partid. La rândul său, Nicolae Iorga, cu prestigiul său deja consolidat, sublinia că izvoarele unei Constituții trebuie să fie căutate în trecutul nostru, care este experiența umană verificată, astfel încât să nu mai fie forme ipocrite, ci realitate spornică și folositoare tuturor. S-au elaborat mai multe proiecte de Constituție, le-am trecut aici în vedere, deci încă din 1919 apar primele anteproiecte, 1921, apoi 1922, fiecare partid venea cu propria viziune, care, desigur, într-un mod mai mult sau mai puțin volat, încerca să impună optica proprie, interesele proprii. În linii mari, toate erau de acord cu necesitatea acestei noi Constituții, dar impunerea acestui guvern liberal de către regele Ferdinand a declanșat o vastă campanie de contestare a guvernului și mai ales a modalității de lucru în vederea adoptării Constituției. Nu în ultimul rând, se reproșa faptul că acest guvern liberal conținea numai puțin de 3 miniștri care erau generali, erau militari, militari activi, ceea ce ridica un semn de întrebare, e o dictatură militară sau un guvern democratic? Iar acești miniștri erau puși în ministere cheie și erau și figuri marcante, Traian Moșoiu, pe care îl știm cu campania împotriva Ungariei, Artur Voitoianu, ministru de interne, și Gheorghe Mărdărescu, ministru de război. Iar alegerile care au dat acea adunare, se punea problema dacă această adunare este sau nu constituantă, așa cum vedem în titlul de ziar din stânga imagine. În același timp, se punea și problema opoziției. Ce părere are opoziția? Opoziția a fost complet neglijată, ceea ce evident că era o greșeală politică, având în vedere că în opoziție existau lideri politici de anvergură, cum era Iuliu Maniu, care, culmea, în 1923 împlinea 50 de ani de viață, dar și ani buni de luptă politică, deci era un lider marcant al Partidului Național Român, exista un Constantin Stere, ca să nu intru și în alte detalii, și vedem acest articol, în ce constă jignirea șefilor opoziției. Practic, liberalii i-au trecut pe tușă pe cei din opoziție, nu i-au întrebat, nu i-au consultat în nicio privință. Și atunci, firește că reacțiile nu au întârziat, alegerile au fost ironizate în presa vremii, îl vedem pe generalul Văitoianu, care se bucură de rezultatul alegerilor, nu? Splendid rezultat, abia câțiva morți, ceva mai mulți răniți și unanimitate în Senat. Iar în dreapta avem un mod în care, la vremea respectivă, era stimulat electoratul să voteze cu PNL-ul, nu? 10% rabat la marele magazin Marco Dattel-Kramer, din strada Carol Colț cu Racovei, nu? Pentru cei care votau cu PNL-ul se oferea un rabat pentru cumpărături. În fața Parlamentului au început deja contrele, mesajul regal rostit în 27 martie de către regele Ferdinand, în care se vorbea de acest așezământ constituțional pe care România întregită îl așteaptă, a stârnit și mai mult reacția opoziției. Toată lumea era de acord că proiectul pe care liberalii îl pregătesc are o sumedenie de aspecte negative, presa vremii îl ironiza, iată în stânga, nu? O Constituție care poate fi oricând încălcată, în dreapta reprezentanții minorităților, și aici vorbim de dr. Hans Otto Roth, președintele Clubului Parlamentar German, spunea că se teme de reprezentarea, de surprinderea drepturilor minorităților în această Constituție și făcea comparații cu Constituțiile altor state. Constituția era considerată ca un ucaz al dictaturii, s-au făcut o serie întreagă de preîntâmpinări, se acuza cenzura, libertatea presei era considerată ca fiind amenințată, au ieșit la iveală modul în care jandarmeria a fost implicată în falsificarea rezultatelor alegerilor,
modul în care, iată, jandarmii îndemnau la violențe în timpul alegerilor și s-a publicat chiar un facsimil după o adresă a jandarmeriei în care se puneau la punct niște tulburări, zice așa, pentru împiedicarea țărăniștilor cu ho și înjurături, huiduieli și tot ce se poate. La telefon, la ora 5, îmi raportez. Deci, așa cum vedem, practicile pe care le întâlnim și în perioade mai recente au rădăcini adânci. Implicarea instituțiilor statului în procesul electoral nu e o noutate. Provinciile nouă alipite, Basarabia, Bucovina, Transilvania, se considerau la rândul lor cumva frustrate, cumva marginalizate în acest proces al elaborării Constituției și, ca atare, în opinia publică, liderii din aceste provincii își spuneau punctul de vedere. Din nou, presa era considerată ca fiind sugrumată de către liberali. Domnul Ionel Brătianu e prezentat ca fiind cel care strânge de gât presa. Problema naționalizării subsolului, problema minorității evreiești, drepturile acestor minorități, toate acestea au agitat societatea românească în perioada de elaborare a Constituției și în presa respectivă lucrurile erau reprezentate cât se poate de puternic. Constituție de partid, veșnicile acuze, Basarabia contra Constituției, așa cum v-am spus și puțin mai devreme, s-a ajuns inclusiv la violențe fizice, iată în 10 martie, când se discuta în Parlament, un deputat liberal cu o neînchipuită ferocitate a început să lovească pe Mihai Popovici. La rândul său, Ardăreanu nu se lasă intimidat și ripostează aplicându-i lichelei o corecțiune înfricoșătoare. L-a înșfăcat de gât, sugrumându-l cu propria cravată. Deci nici nu e bine să purtăm cravată, dacă e. Apoi l-a ridicat și l-a plesnit peste obraj. Apoi i-a ciocănit capul de pupitru. Și în sfârșit l-a zvârlit pe jumate leșinat peste băncile centrului. Deci se vede că aveam o viață politică efervescentă, cât se poate de pasională. Nu ne puteam plânge de plictiseală în martie 1923. Lucrurile sunt confirmate din mai multe surse, adică nu cădem în capcana unui singur izvor istoric. Nicolae Iorga confirmă și el modul în care, iată, lui Brătianu îi se strigau cele din urmă insulte, iar majoritatea n-avea curajul să-l apere. Ardelenii, țărăniștii, nu voiau să recunoască activitatea camerelor care erau considerate ca fiind, în mod fals, considerate inconstituante și că n-ar fi avut dreptul să voteze o Constituție. Opoziția a părăsit incinta. Iorga se laudă și el că a reușit, rămânând acolo ca opoziție, totuși să impună caracterul național al statului despre care bănânesc o să ne spună domnul Iuliu Crăcană mai multe în textul Constituției, drepturile celei de-a doua biserici românești și așa mai departe. Constituția veselă era ironizată în contemporanul, fiind salutată cu serpentine, petarde, confeti și alte accesorii de carnaval. Deci tot ce s-a întâmplat în Parlament era absolut ridicol, iar românii înțelegeau acest lucru, toate aceste frământări. Se aștepta totuși o reacție, deși vinea era sceptic, spunea nu sperăm în ajutorul poporului nostru oportunist, inert și maleabil pentru a zădărnici atentatul împotriva libertăților lui și era convins că strada nu se va mișca. De altfel, ea se risipește la noi, la prima somație a procurorului. Apropo de mitinguri, proteste, vedem că și în zilele noastre, de exemplu în Franța, de două luni de zile, masele protestează, dar reacția politică e minimă. Lupta totuși se transferă treptat și în stradă, nu doar în cadrul parlamentar. Deputații se adresează opiniei publice, măsurile devin tot mai violente, să spunem așa, și se trece inclusiv la așa numita luptă extraparlamentară. Sunt convocate meeting-uri, sunt convocate întruniri publice, în București au loc demonstrații, au loc marșuri de protest, se spune că această Constituție nu trebuie niciun chip votată, desigur, poliția, armata ripostează, iată în presa vremii, armata intervine, balconul clubului Partidului Național a fost stropit de pompele pompierilor, a fost bombardat cu ghilimele cu apă, deci lucrurile păreau să degenereze. În același timp, ministrul Ighe Duca spunea foarte senin că guvernăm, nu ne înjucăm,
era foarte optimist, optimist care de altfel a fost, optimist care a fost justificat, pentru că proiectul Constituției a fost votat, deși opoziția a folosit chiar gaze lacrimogene în incinta camerei. S-a încercat pe toate căile respingerei, dar fără niciun succes, astfel încât pe 28 martie 1923 regele Ferdinand a semnat legea, deci a sancționat-o, iar pe 29 martie a fost publicată în Monitorul Oficial și, evident, a intrat în vigoare. Nicolae Iorga și-a continuat, inclusiv în ultima discuție a proiectului de Constituție, argumentația că această Constituție nu este adoptată așa cum trebuie, nu există un drept de a vota Constituția al Camerei. În interiorul camerei, așa cum am spus, s-au dat acele gaze sufocante, gaze lacrimogene, lucrurile însă, așa cum am zis, nu au împiedicat sancționarea Constituției, a fost votată, a fost sancționată, a intrat în vigoare. Așadar, pe 28 martie, România Mare era posesoarea unei noi Constituții. Totuși, ziarul Adevărul era de părere că, citez, întreg edificiul juridic al statului român apare cu asemenea temelie clădit pe nisip, căci Constituția votată în asemenea condiții nu poate avea trăinicie, nu poate dăinui multă vreme. În opinia mea au fost cuvinte profetice, pentru că în februarie 1938, deci la 15 ani, sosea prima Constituție de tip totalitar în România. Deci după 15 ani de existență, Constituția din 1923 își încheia în mod lamentabil misiunea. Aici am dat din Monitor Oficial. Și mai este încă un aspect, așa cum spuneau strămoșii noștri, vorbele zboară, ce e scris rămâne. Cei de atunci au ignorat faptul că toate aceste acuze reciproce, toate aceste dezbatere aprinse sunt consemnate și rămân scrise. Iată, după 30 de ani, în septembrie 1952, Gheorghe Gheorghiu Dej, atunci când prezenta raportul pentru noua Constituție a RPR, da? O Constituție importată pe de-a întregul, copiată după model stalinist, spunea foarte clar, Constituția 1923 a servit ca sprijin sângeroasei dictatura capitaliștilor și moșierilor și dădea citate din presa vremii, din documentele oficiale ale vremii, în care opoziția spunea că puterea liberală a jefuit o treime a cetățenilor de dreptul lor de alegători, a suprimat dreptul de candidatură oprind de la alegeri chiar cetățenii aleși în două legislaturi, fără de legile, fraudele, abuzurile, corupția și întregul arsenal al imoralității publice au dat îmbelșugat prilej ca voința alegătorilor să fie falsificată, suverenitatea națională călcată în picioare, demnitatea umană înjosită până la cea din urmă treaptă și drepturile cetățenești crunt bajocorite. Cine putea să-l acuze pe Dej la vremea respectivă că spune minciuni când cuvintele acestea erau cuvintele rostite de liderii opoziției din 1923, erau citate. De aceea, iată că, din păcate, clasa politică nu înțelege misiunea sa istorică, vedem că nu a înțeles-o la vremea respectivă, din păcate vedem că se pare nici astăzi nu o înțelege, și încă și mai grav, nu înțelege că toate aceste erori și toate aceste încălcări ale Constituției, ale drepturilor, ale legislației în vigoare, se răzbună mai devreme sau mai târziu. Peste 15 ani, în 1938, se instaura dictatura personală a regelui Carol al II-lea, peste încă 10 ani, adică peste 25 de ani, în 1948, se instaura dictatura comunistă. În aprilie 1948 avem o nouă Constituție, Constituția, prima Constituție a RPR. Iată că neglijarea unor resorturi profunde, bătaia de joc și sfidarea oricăror reguli se răzbună și se răzbună crunt. Sperăm că istoria ne ajută pe toți să înțelegem cât de cât lucrurile acestea și să evităm măcar pe viitor aceste lucruri. Vă mulțumesc! Vreau să îi mulțumesc doctorului Florian Banu pentru că chiar ne-a introdus în atmosfera momentului. Semnificativă prezența Gusti Stere Iorga. Promptitudinea și opiniile ne duc în spectrul momentului, iar memoriile, de ce vorbeam cândva, memoriile și, bineînțeles, să zic, presa vremei, ne arată febrilitatea care a existat dintotdeauna și momentul acela n-a fost unul dintre
cele mai faste. Dar așa este pretutindeni. Să-l ascultăm acum pe doctorul Iuliu Cracanăș. Statul român avea nevoie de Constituția belgiană din mai multe motive. Unul dintre ele fiind acela că Belgia, deci apăreau acolo niște cuvinte cheie, cum ar fi, de exemplu, statul indivizibil și așa, faptul că eram, spre deosebire de Constituția lui Napoleon al III-lea din 1951, care era impregnată de cezarismul respectiv și dădea foarte multe puteri șefului statului. Aici, în Constituția din 1966, dacă e să privim bine, miniștrii nici măcar nu erau răspunzători, așa cum apare în 1923, în fața domnului sau a regelui. Și regele, cel puțin din punct de vedere constituțional, are niște puteri destul de limitate. Acum era necesară o Constituție, pentru că, dincolo de toate cele, forțele centrifuge erau destul de puternice. Celelalte țări din jurul nostru elaboraseră și adoptaseră deja niște acte constituționale. Noi întârziasem. România devenise mult mai mare și existau provincii care se uniseră cu principatele române și ele aveau o tradiție constituțională diferită, după cum am văzut și în presa sau în documentele expuse de domnul Florian Banu. Tradiție constituțională de multe ori inferioară, pentru că era și Imperiul Austro-Ungar și Imperiul Țarist aveau niște constituții mult mai puțin moderne decât Constituția, chiar Constituția belgiană. Tocmai de aceea s-a și mers în 1923 pe păstrarea osaturii Constituției belgiene, pentru că ea totuși își dovedise viabilitatea, celelalte tradiții constituționale, fiind oarecum, chiar dacă fiind străine, românii fiind subiect pasiv al acestor acte constituționale, spre deosebire de Principatele Române, unde avusese loc și niște revizuiri ale Constituției asumate într-un fel sau altul și o evoluție, fie ea și firavă, după cum bine am văzut, începând din 1854 și până în 1917, nu am avut, deși se simțea nevoia, nu am avut nicio revizuire a Constituției și așa mai departe. Acum, după cum am scris și aici, desăvârșirea construcției unității statale, și unificarea, deci cam astea erau obiectivele juridico-instituționale, alături de cea administrativă, judiciară și legislativă. A existat, de exemplu, faptul că totuși s-au grăbit, s-au forțat lucrurile cu elaborarea Constituției din 1923, cu adoptarea ei. O altă parte bună, pentru că eu acum trebuie să vin ca și contrapondere și să spun că această forțare a avut și o logică în sine. O altă parte bună și utilă este cea că, dacă ne uităm la unificarea administrativă și juridică și legislativă și a codurilor, vom vedea că ea, deși a generat ample dezbateri,
din partea juriștilor ardeleni, din partea juriștilor care aveau, bineînțeles, viziuni comune, un alt cod penal, un alt cod civil, avocații respectivi erau obișnuiți cu o altă procedură, la fel judecătorii, avocații basarabeni, de exemplu, judecătorii din Basarabia, în buna tradiție țaristă, erau foarte bine plătiți. Nici la sfârșitul perioadei interbelice, judecătorii din celelalte zone ale țării nu au ajuns să aibă salariu apropiat de, pentru că nu puteai să le dai lor salariu înapoi și atunci trebuia să ridici salariul celorlalți judecători. Motiv pentru care unificarea, adoptarea unor noi coduri a fost foarte greu de făcut, spre deosebire de Constituție care a fost grăbită și forțată adoptarea ei, și astfel că până la urmă s-a procedat tot la extinderea codurilor din țările române, destul de târziu, de exemplu în Basarabia în 1928, în Bucovina în 1938 și în Transilvania abia în 1943, prin luna martie, pe 15 martie, în ceea ce mai rămăsese din Transilvania, au fost extinse codul civil, pentru că funcționau mai multe tipuri de drept, etc. Votarea, formarea o Constituție nouă, după cum bine am văzut, dar, de fapt, avem de-a face cu o Constituție, cu Constituția din 1866, revizuită. Și aici, după cum bine vedem, din cele 128 de articole ale Constituției, 57 au rămas din 1866, 57 au rămas intacte ca formă și ca fond, 11 au suferit modificări ușoare de redactare, conținutul rămânând același, 19 au suferit unele omisiuni și adaosuri, dar nu schimbau semnificativ conținutul textului, 20 de articole au fost suprimate, 21 de articole au fost radical revizuite și 24 au fost articole introduse, articole noi. După cum bine am prevăzut despre drepturile minorităților naționale și am început cu ele, erau prevederi, au fost impuse de tratatele de pace de la Paris, în primul rând, și astfel că pentru a da curs acestor și a integra și minoritățile naționale și să se știe exact, pentru că Constituția din 1866 nu apărea decât cetățeni români, aici de fiecare dată când apare în text se face referire la români, în 10 articole se inserează precizarea fără deosebire de origine etnică, de limbă și de religie. Noi, ca istorici, încercăm să facem ceea ce putem. Mai mult de atât, chiar n-avem cum, cu toată bunăvoința. Adică am scris, lucrăm amândoi la o instituție care editează o revistă de istorie, pe care o scoate și în format tipărit, și pe care o postează în mod gratuit în format PDF pe site-ul instituției. Nu o descarcă aproape nimeni, adică sunt foarte puțini cei care o accesează și o descarcă, deși e gratuită, nu mai zic să ceri bani pe un PDF, pe o publicație electronică, e de domeniul ficțiunii. Deci este acea vorbă străveche plină de înțelepciune, binele cu forța nu-l poți face. Oricât de mult te-ai strădui să deschizi ochii cuiva, dacă acel căruia te adresezi nu vrea cu niciun preț să învețe, să deschidă ochii, să lămurească, nu o va face, oricât de seductiv va fi mesajul tău. Noi încercăm să ne facem treaba cât mai bine și intervenția dumneavoastră ne încurajează, să zic așa, pentru că ne bucurăm. Chiar dacă suntem, cum a spus noastră, ne numărăm pe degetele de la mâini și de la picioare, măcar la câțiva oameni a ajuns un mesaj și sperăm să ajungă mai departe prin reverberație. Vă mulțumesc!